Botezul este un moment, un fel de sărbătoare care atrage oameni din toate părțile. Indiferent cât înțelegem sau ce înțelegem despre acest lucru, este ceva important, este ceva care atrage sufletul și așa că am venit cu toți în locul acesta atrași de însemnătatea acestui lucru. Biserica n-a fost și nu este. N-a fost dintotdeauna și nu, nici astăzi nu este atât de binevoitoare și de deschisă pentru primirea oamenilor care vin și se atașează și se adaugă bisericii. Au fost întotdeauna niște probleme, niște frământări, niște griji nenecesare de cele mai multe ori, dar au fost acolo. Cine știe ce fel de oameni sunt? Cine știe ce se întâmplă? Cum se întâmplă? Mai ales când cineva este însoțit de o reputație negativă, cum era Saul din Tars. Aici, frica oamenilor ca omul acesta să se atașeze bisericii era mai mare decât frica de a fi prigoniți de omul ăsta. Mai bine să rămână prigonitor, leargă, ne omoară, îl știau mai bine acolo decât acum când aud ei în speță ucenicul Anania, când aude că omul ăsta o să devină membru al bisericii. Doamne, a rămas încremenit, amintește și lui Dumnezeu la un moment dat. Doamne, nu știi cine e omul ăsta, uite ce s-a întâmplat, nu știi. Și Domnul îi spune, zice, eu știu cine e omul ăsta. Și eu știu că omul acesta este un vas ales prin care Dumnezeu va lucra. Și aș dori din toată inima să înțelegem, să traducem în cuvinte simple ce se petrece chiar acum aici cu noi. Mergem în Fapte 22, versetul 13. Ucenicul Anania, care inițial se împotrivește Domnului Iisus Hristos ca omul acesta să devină membru în biserică, Doamne, nu e, nu se poate așa ceva. E speriat pur și simplu. Se supune în final, pentru că Domnul îi spune, nu, tu nu știi cine este omul acesta. Doamne, nu știi cine e omul ăsta. Eu știu, dar tu știi? Păi eu ce știu eu și ce știi tu? Și atunci Domnul îi spune, uite, ce știu eu și ce știi tu sunt două lucruri diferite. Și în clipa aceea Anania își supune toate fricile și previziunile lui și precauția lui și stresul sub care era el când omul ăsta devenea membru al bisericii, le supune lui Domnului Iisus Hristos și este gata să împlinească ce este chemat să facă. Ce să fac, Doamne? Vezi că vine omul ăsta la tine acum, e pe drum, e foarte aproape, e trimis pe strada dreaptă aici la adresa ta. Nimeni n-a ajuns aici din întâmplare, vreau să vă spun, adresa aceasta, cum scrie acolo în Biblie, zice, mergi pe strada dreaptă la adresa asta. Mai erau multe adrese acolo, dar l-a trimis la omul potrivit. Fiecare persoană dintre noi am avut în viață un astfel de om prin care Dumnezeu ne-a descoperit cuvântul lui și Anania îl așteaptă. Acum zice, vezi că o să vină la tine. Vezi că eu i-am spus despre tine că te rogi pentru el. Aoleu, când auzi că biserica se roagă pentru el și în momentul când vine la tine, tu roagă-te pentru el, că el nu vede momentul ăsta și o să vadă. Și în versetul 13, ucenicul Anania se roagă pentru prigonitorul lui. Dar omul acesta, care până mai acum era Saul din Tars, spaima lumii, în Domnul Hristos devine fratele. Și atunci ucenicul Anania îi spune, frate Saule, celui mai înspăimântător om, el însuși descrie umblarea lui, zice, eram un om fără control, nestăpânit în pornirea mea nebună pentru datinile strămoșești, omoram oameni pentru datinile acestea în care am fost crescut. El spune lucrul ăsta. Dar acum, sub cuvântul Domnului Hristos, el se transformă în frate. Și ucenicul Anania îi se adresează cu aceste cuvinte. Frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Cred că ați avut ocazia să citiți istoria ucenicului lui Elisei, lui Gehazi, care vedea situația care era acolo, dar Elisei se roagă pentru el ca Dumnezeu să-i dea un alt nivel de a vedea.
Și atunci îi spune, deschide ochii. Păi, dar omul ăsta vede bine, n-are nevoie nici de ochelari, vede bine, nu, deschide ochii. Când i-a deschis ochii, a văzut că, de fapt, nu era ce vedea el, ci era cu mult mai mult decât a văzut el. Aceasta se întâmplă cu noi când primim Evanghelia. Ochii ne sunt deschiși asupra unui nivel al vieții pe care noi nu l-am văzut până acum. Lucrurile pe care le-am gândit firește, pământește, le vedeam într-un fel, acum le vedem altfel. Și n-a rămas nimic din viața noastră sau din trecutul nostru care să nu fie afectat de acest deschide-i ochii, Doamne. A deschis ochii lui Gehazi și Gehazi a văzut o altă realitate. Aceasta se întâmplă cu noi într-un moment de felul acesta. Frate Saule, capătă-ți vederea. Chiar în clipa aceea, spune Saul, chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. Pentru prima dată, când se uită la omul acesta cu ochii aceștia vindecați de Dumnezeu, nu mai vede o victimă și un dușman și un nenorocit care trebuie persecutat și omorât, ci vede un frate. Pentru prima dată l-am văzut cu ochii aceștia noi, am privit altfel, m-am uitat la el. Ucenicul Anania mi-a zis și acum, iubiții mei, vom înțelege care este scopul, care e motivul pentru care Dumnezeu ne-a adus în aceste haine albe aici unde suntem noi. Și cuvântul spune așa, Dumnezeul părinților noștri te-a ales. Nu este nimeni aici de capul lui. Dumnezeul părinților noștri te-a ales. Numărul 1, ca să cunoști voia Lui. Numărul 2, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui. Acesta e motivul pentru care voi sunteți astăzi îmbrăcați în alb în locul acesta. Este un lucru care pune o graniță, un hotar între tot ceea ce a fost ieri și tot ceea ce se deschide în acest moment pentru sufletul nostru. Dumnezeu te-a ales să cunoști voia Lui. Păi înainte nu puteam să o cunosc? Nu. Dacă nu-ți descoperă Duhul lui Dumnezeu și dacă nu-ți deschide Dumnezeu ochii, degeaba te uiți. Ne uităm la Agar în pustie care vede copilul cum moare, dar nu vede izvorul de apă până nu-i deschide Dumnezeu ochii. Când i-a deschis ochii deodată, a văzut scăparea. Te-a ales să cunoști voia Lui și să auzi cuvinte din gura Lui. Iubiții mei, vreau să repet și aici ce am spus toată viața și în mod special pentru prietenii noștri de astăzi. Scriptura nu este o carte cu hârtie și cerneală, ci este o experiență cu Duhul Sfânt. În timp ce citim, în timp ce învățăm, Duhul Sfânt ne conduce pașii în tot adevărul, din aceeași pagină a cărții, care pe unul îl înrăiește și îl împietrește, iar pe un altul îl schimbă, sufletește. Același cuvânt. Scriptura este o experiență cu Dumnezeu. Ca să auzi cuvintele lui Dumnezeu, predica pe care o veți auzi aici și continuăm să auzim aici cu toții, nu este un discurs, nu este oratorie, ci este un dialog pe vertical între om și Duhul Sfânt. Omul acesta care vorbește aici niciodată nu va ști ce impact au vorbele astea într-o anumită inimă. Acolo operează Duhul Sfânt și traduce, nu știu ce se întâmplă, dar este ceva de neimaginat. Am cunoscut o doamnă în țară care a venit la Casa de Cultură, la Băilești, și dânsa mergea pe stradă către casă profesoară și vroia să prindă autobuzul pentru nu știu ce oră, dar vede pe o clădire un afiș. Era afișul meu pentru evangelizarea care urma să aibă loc acolo. Vede un afiș pe care scria că sunt eu acolo, îmi spunea numele și la ora de este acolo. Și dânsa era amatoare, foarte amatoare de circ. Îi plăcea foarte mult circul, magia aceasta, diverse chestii, cum scoate unul porumbei din pălărie și chestii de... Asta era pasiunea ei. Și când citește afișul ăla, în loc să citească și acolo ce scria, că unul, Nicu Butoi, la ora cutare, este la Casa de Cultură acolo, așa că într-o mică paranteză că am fost la Țigănești și s-au luat de mine acolo și au început să
îmi facă prezentarea la amvon că butoiul e plin, că butoiul se rostogolește, că una ca alta îmi spunea asta. Și i-am ascultat cu răbdare frățească și după aia am zis, mă, fraților, zic ăștia de la Țigănești, eu înțeleg să râdă de numele meu unul care îl cheamă Kennedy sau Johnson, dar pe voi care vă cheamă capră, găină, balaur, voi ăștia, zic, nu știu cum v-ați găsit, tocmai voi, zic, v-ați găsit să vă ocupați de treaba asta. În orice caz, doamna aceasta scumpă nu vede ce scrie pe afiș, ea vede că scrie pe afiș că la Casa de Cultură este unul care face niște scamatorii într-un butoi. Asta a citit ea. Cum, profesoară de română, cum citești tu chestia asta? Și a venit acolo și a cunoscut Evanghelia. A venit acolo și a cunoscut Evanghelia, adică Dumnezeu întâmpină pe un om acolo unde este. După ce a avut loc rugăciunea aceasta și deschiderea ochilor, cuvântul lui Dumnezeu îi vorbește prin Anania și acum ce zăbovești? Acest cuvânt o să-l reluăm noi, cuvântul ce zăbovești, pentru că sunt unii aici pe scaunele acestea chiar acum care zăbovesc la punctul acesta. Ce zăbovești? De ce aștepți? De ce întârzi? Ce te ține pe loc? Acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale chemând numele Domnului. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.